timp să mă gândesc să arăt altfel, pentru că când ești tot timpul plecat, când ești tot timpul pe drumuri, trebuie să ai un regim extrem de disciplinat de viață. Pentru că altfel n-ai avea energia să cânți două ore, să îți faci încălzirea și fizică și vocală. Trebuie să-ți drămuiești foarte bine timpul, somnul și bineînțeles că mâncatul este esențial, pentru că el îți dă energia pe care trebuie să o consumi și în același timp să nu te încarci prea tare. Așa că mâncăm mai puțin și avem mai multă energie. Nu mă ating de pâine și tot ceea ce ține de făină, gluten, sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Da, cred că trebuie să-ți cunoști corpul și ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Pentru că de multe ori sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că, până la urmă, tot noi suntem cei care plătim creditul.